Bună ziua, doamna Gologan. Bună ziua. Doamna Gologan, înțeleg că aveți 48 de ani, mulți înainte. Mulțumesc. Câți copii aveți? 6 copii. Să vă trăiască. Cel mai mic câți ani are? 23 de ani, 24. Cel mai mic? Da, un mic e 23, fata o am la găie. Păi și cel mai mare cât are? Are 32 de ani, fata. Deci, cea mai mare. Deci aveți copii între 32 și 23 de ani. Da. Și câți ani de căsnicie aveți dumneavoastră cu soțul dumneavoastră? Vă spun. Câți ani de căsnicie aveți dumneavoastră? De câți ani sunteți căsătorită cu soțul? Din 89, am 31 de ani. 32, cam așa. Deci 31 de ani de căsnicie. Aveți 48 de ani de viață. Dar încă sunteți căsătorită cu soțul dumneavoastră, nu? Da. Și, dar păreți așa, cam dezamăgită când ziceți de... Amantul nou iubit, ce vârstă are doamna Valentina? 46. Mai tânăr ca doamna Valentina, cu 2 ani. Bun, și cum s-a întâmplat? Adică, cum te-ați plecat de la soț după 31 de ani de căsnicie și v-ați dus la celălalt bărbat? Doamna Mirela în sur mă gonea, mai beau câte un pahar și mă gonea, unde era să mă duc? Am găsit omul ăsta, l-am cunoscut pe Facebook, o zis că mă primește și m-am dus la el. Aveți cont de Facebook dumneavoastră? Da. Cum vă cheamă pe Facebook Coana Valentina? Valentina Gologan. Exact cum o cheamă. Că vreau să ne împrietenim neapărat. Pe TikTok. Dar, doamna Gologan, totuși mă gândesc așa că aveți nepoți? Am 8 nepoți. Câți? 8. Deci aveți 6 copii, 8 nepoți, 32 de ani de căsnicie. Până aici sunteți o mamă eroină. Adică un exemplu de așa, da. O femeie vrednică, măritată de tânără. Cum se întâmpla acum câțiva zeci de ani în urmă? Cu toate astea, ați fugit după un alt bărbat. Departe de localitatea unde locuiați cu soțul sau în aceeași localitate? Mai departe, la câteva sate. Și cum, ce ați spus soțului după ce ați fugit? Ce i-ați spus? Unde sunteți? Da, eu știu că plec, dar nu știu la cine stau. Unii mă duc. Da, doamna Valentina, cum a început așa? Deci noastră pe Facebook, Valentina Gologan, amantul pe Facebook. Cine cui a scris prima oară? Dumneavoastră domnului sau domnul dumneavoastră? Ieri mi-a cerut cerere de prietenie. Și după ce v-a cerut cerere așa, ați început mesajele, nu? Da, o zis să mă vadă și asta. Să-i dați cameră? Da. Și ați dat cameră video, da, ați făcut... Și v-ați îndrăgostit, cum așa? Cam în cât timp v-ați hotărât să vă schimbați domiciliu câteva sate mai încolo? Așa bine, ne-am găsit odată pe la Corot când m-am dus înainte de Crăciun pe la marketurile alea, le-am văzut... Și când ați fugit de acasă? Că știți ce mai întâmplă pe la puștoaice, pe la fetele astea în prag de adolescent, mamă, să mai aibă episoade? De revelion. Cum ați fugit? V-ați trezit într-o dimineață și n-ați spus nimic soțului, v-ați luat o bocceluță cu haine și ați fugit? Sau cum? Nu, doamna Mirela, el seara a băut și m-a gonit, pur și simplu. A zis să plec, să fac bagajul. A, și ați plecat direct. Și el n-a aflat unde ați fugit? Adică nu v-a dat dispărută la poliție? Nu l-ați sunat să-i spuneți, măi bărbate, stai cu minte că ia uite câteva sate mai încolo? I-a zis fetii astea mai mici. I-a zis unii sunt. Ca să nu... Am înțeles. Acolo, da. Bun. Știți ce o să vă rog? Răspundeți la apelul video pe care vi-l fac colegii mei, pentru că vrem să restabilim conexiunea, fiindcă nu vă mai vedem, doamna Gologan. Deci răspundeți că noi suntem. Da. Așa. Bun, câți ani, nu câți ani, câtă vreme ați stat la bărbatul ăla? A făcut revelionul, deci a plecat cu 2 zile înainte de revelion. A făcut revelionul la dânsul. Până când? A stat vreo 3 luni. Vreo 3 luni. De s-a rupt lanțul de iubire. Păi și ce s-a întâmplat cu bărbatul pe care, la care ați fugit? De ce v-ați despărțit? Păi dacă o zis să plec, că nu mai sunt nimic pentru mine, că nu mai are sentimente, pot să-i fac scară la cer, din motiv că sunt geloasă. Că sunteți prea geloasă? Dar e adevărat că sunteți prea geloasă? Doamna Mirela, am avut și motive. Că...
De ce? De gelozie. Că el, dacă e de meserie fântânar, el unii lucra, stătea câte 4 zile până termina o fântână și dormea acolo, acolo stătea până termina. Și erați geloasă că nu nopta și erați geloasă pe puț, că n-am înțeles. Pe el, că făcea fântâni. Păi făcea fântâni, dar așa există bucătare, există... Că doar nu era stripper, doamna Vale, avea și omul de muncă, adică în locul noastră aș fi fost o femeie bucuroasă că n-am un trântor acasă, nu să-l țin eu. Ia gândiți-vă așa. Da, da, eu știu, se gândea doamna Valentina că cine știe pe unde noptează. Că iese o sirenă din puț. Și dacă am văzut că s-o răci fată de mine, nu mai stătea nici să pui... Dar cum adică s-a răcit? Ce nu mai era ca înainte în relația dintre voi doi? Nu mai era sclipirea care a fost înainte, să tăi la mine, să mă pupa, mă mușca, mă... Vă mușca? Vă mușca rău, doamna Valentina? Nu mai era pupicul de noapte bună? Ce nu mai da, era? Da, da, doamna Mirela, așa, asta, da, așa, s-a contat, băut, vinea... Am înțeles. Nu mă mai băga în seamă, nu mai... Bun, și ce ați făcut, doamnă? Ce a... Dumneavoastră încă îl mai iubeați? Da, încă îl mai iubim, dar dacă o zis să mă separ de o parte, să dormim separat, eu în altă cameră, să mă duc la muncă, să vin de la muncă, să-mi fac o bliz de mâncare separat și să mă culc separat. Am înțeles. Când ați văzut situația asta de răceală, ce ați făcut? Unde v-ați dus? M-am dus. A venit acasă. Înapoi la bărbat, la soț? Da, m-au sunat colegii mei de la muncă, de la Solar, de acolo, au zis, cine ai venit la muncă? Păi... Și a explicat, a început a plânge că mi-a făcut bagajul, că nu mai are toni sentimente pentru mine, că o zis că nu mai are nimic. Și când s-a întâmplat asta, doamnă? L-a sunat pe soț. Acum cât timp? Stai un pic, că l-a sunat pe soț. Deci l-a sunat pe soț era și ce v-a zis? Păi mă interesează. L-a sunat colegii mei de la muncă pe soțul și eu zic că mi-a făcut bagajul și soțul vorbi cu ei să-l sun să fiu acasă la el. Deci v-a primit soțul înapoi după 3 luni? Da. Acum cât timp v-ați întors la soț? Eu vreau să știu dacă era stare de urgență de aia. Acum aproape o lună. A, o lună. Nu era. E nu bine. Nu era. Era înainte. Bun, doamnă, când v-ați întors la soț? Practic, soțul v-a primit înapoi cu brațele deschise, înțeleg, nu? Da. Păi ce soți buni sunt în... Dar de unde, doamnă? Din ce zonă sunteți dumneavoastră? Comuna Galați. Cum? Județul Galați. Comuna Certești. Ce bărbați buni sunt în unele zone ale țării. Da, păi care și au mai la vas lui, uite, Viorel la nostru la fel. A primit-o pe nevastă, a iertat-o, a iubit-o. Deci nu, vezi, sunt unii bărbați care au puterea asta ce de iertare. Ce-ar fi mâncat când erau mici? Nu știu, dar eu acum vreau să întreb pe doamna Valentina altceva. Încă îl mai iubiți pe amant? Sincer, mai sunt un pic de iubire pentru el, da. Și... Ce ați fi vrut să-l întrebați? Adică dumneavoastră când ne-ați scris nouă la Acces Direct despre această poveste, ați făcut-o cu un scop. Care este scopul? Ce ați vrea să-l întrebați pe amantul dumneavoastră, practic? Vreau să-l întreb. De ce s-o răci față de mine? De ce... Da, normal. De ce a dat-o la scârbe, adică, cu alte cuvinte? Dacă m-a înșelat... Doamna... Dar soțul dumneavoastră, dumneavoastră nu vorbiți acum din curtea în care locuiți cu soțul dumneavoastră, că vă văd acolo în fața unui măr înflorit sau ceva, nu? Aveți un măr în spate sau cirești, nu știu ce. Da, în curte de aici. În curte. Nu e curtea în care trăiți cu soțul de 32 de ani? Da, da. Și soțul dumneavoastră acum când dumneavoastră vorbiți, unde este? Da, mă. În bucătărie, nu știu. Gătește ce să facă dacă omul de treabă. Bun, stați un pic, dar cei 6 copii, ce spun, doamnă? Că totuși sunt mari, adică ei înțeleg. Ei, au fost, sunt revoltați pe mine, de asta mă dură mai mult. Am renunțat la familia mea pentru el și el s-a bătut joc de mine, eu o cunosc că acum e însurat. Cum e însurat? E cu altă doamnă? Da, de asta, cred că o avea pregătit, de asta era și față de mine. A, s-a căsătorit, s-a însurat amantul. Da. O să-i faci scară la cer că nu mai are nimic pentru mine și am fost nevoită să plec. Și dumneavoastră, văd că suferiți ca o puștoaică, adică mi se pare că suferiți ca după prima iubire, ați fost părăsită, nu sunteți fericită cu actualul soț, dar n-aveți de ales și încă mai tânjiți după fostul iubit. Eu asta înțeleg, nu?
Dacă l-am iubit, el poate s-o prefăcut, dar eu am fost sincer și n-am avut nimic. Aici mi se pare corect cum pune problema, doamna. Crescut copii. Și cânte cu ei, ai văzut pe material, se simțea. Doamna, cântați, aveți o voce foarte frumoasă. Și să știți că aveți ceva și din Ionela Prodan, Dumnezeu să o odihnească, să mânați un pic cu ea așa. Mulțumesc. Puteți să așa de carantină, să cântați și mie un refren, dacă vă rog, live. N-am mai auzit un artist live de la Sorin Bălan. Și înțeleg că și vreți să dedicați această piesă cuiva. Cui ați vrea să o dedicați? Am zis la prietenii care mă cunosc și nu soțul, că dacă el e surat, concubinul n-are mai... Deci mai devreme erați între amant și soț. Acum totuși o dedicați soțului, v-ați gândit. Da. Dar ce spune cântecul? Am căutat în zadar toată viața mea. Cântecul ăsta vreau să... Cântați-l, păi, doamnă! Ca să... Bine, eu... Am căutat în zadar toată viața mea să găsesc unde se ascunde fericirea mea. Am căutat în zadar toată viața mea să găsesc unde se ascunde fericirea mea. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum să o găsești. Nu te dă nimeni degeaba, trebuie să-i plătești. Fericirea-i lucru mare, n-ai cum să o găsești. Nu te dă nimeni degeaba, trebuie să-i plătești. Foarte frumos, dar simt și o suferință în vocea dumneavoastră. Deci toată viața ați căutat în zadar fericirea. Dar dumneavoastră, doamna Valentina, n-ați fost niciodată fericită în 32 de ani de căsnicie alături de soțul dumneavoastră? Da, dacă el e mai mare cu 14 ani ca mine, o mai și băut, o mai... A fost umilită. Păi și de ce v-ați căsătorit cu el? Mai ales că v-ați căsătorit la o vârstă foarte fragedă. Da, la 17 ani m-am căsătorit. De pe băncile școlii. Și de ce v-ați căsătorit cu el dacă nu l-ați iubit? Așa era pe vremea atunci aia. Am... Părinții mei păzea vacile satului și din rușine m-am măritat. Adică să mă duc cu vacile satului... Hai, dar asta e prea tristă. Doamna Valentina, dar cu amantul ăsta ați mai vorbit de când ați plecat? I-ați mai dat vreun SMS? I-ați mai scris pe Facebook? Ați mai făcut vreun apel video? Audio? Ceva? Da, la Mara m-a blocat la mesaj, că mi-a dat mesaj pe număr. Deci v-a dat bloc? Ia, dat-o la scârbe eu când am zis. Măi, incredibil. Să vă faceți Instagram, poate pe Instagram. Sau pe TikTok. Sau pe... Dar, doamna Valentina, aveți telefon din ăsta, smartphone, că înțeleg că așa v-ați, nu? Pe telefon, nu? Da, am Samsung, da. Nu, să nu mai dăm nume de telefoane, am vrut doar să știu dacă e un smartphone. Deci, vedeți, tehnologia asta dăunează. Eu am zis de multe ori că dăunează relațiilor de familie. Facebook-ul ăsta a distrus Facebook-ul, multe. Facebook-ul, smartphone-urile, uite, avem și Vulpița. Și Vulpița, când aveam zic, fix, nu ne mai... Da, Vulpița n-are 48 de ani, are 21. Deci, are timp. Doamne ferește, nu asta vreau să zic. Eu vreau să zic că cum să o judecăm pe Vulpița dacă alți oameni cu 6 copii și 30 de ani de căsnicie fac așa. Nu judec pe doamna, că dacă într-o căsnicie simți că nu mai ești fericit... Eu zic să pleci din căsnicie, dar nu... Să pleci din căsnicie, da. Dar vezi, pe doamna a păcălit-o fântânarul. Stai să vedem ce spune amantul. Uite, aflăm chiar acum ce a declarat bărbatul care i-a fost amant doamnei Valentina și întoarcem imediat. Eu dat-o cineva, eu n-am știut înțeleg cu cine stau de vorbă, eu ținut vreo 8 și cu bărbat acasă. Și am întrebat-o, pe parcurs, un pic, băi, uite, Carlo, asta așa, uite, și am avut 9 până acolo, adică cu bărbat, și a plecat col, pleca col. Dânsa susține că dumneavoastră v-ați despărțit de ea fără să-i oferiți vreo explicație. Cum adică fără explicație? Ia însă așa, eu nu te iubesc pe tine, când am auzit că ai ținut 9 bărbați, ai bărbat acasă, ai 6 copii, eu habar n-am avut de viața ei. Ea nu mi-a zis nimic, lucrurile astea. Și după o lună jumătate, când am auzit că vorbea pe Facebook, eu l-am luat telefonul a ei. Și când i-am văzut fața la unul, și nu nimic, că ai stai altul. Păi stai mă, Leu, dar tu ești cu mine și tu vorbești cu alții. Ce vă spunea când o prindeați că vorbește cu bărbații? Ui, prieten, nu-i putare, i-au plecat de bună voie, ce eu nu te-am gonit. Nu te-am jurat, eu nu i-am dat o palmă, n-am jurat-o. Eu plecam în fiecare la muncă, e căutat stau acasă toată ziua. Păi eu trebuie să plec pe un bănuț. Că dacă plec în fiecare la muncă, o că eu am muieri, picol. Și azi, măi, frate, gândești foarte bine, ai și tu niște anișori, un 48 de ani, da, suntem și noi oameni. Păi ce panare am în seara? Eu dacă plec la o fântână și am rămas o seară, că nu pot să vin
de la lucru noaptea cu căruța, eu mă cu căruța, viu căruța. Nu pot să viu noaptea în mașină, circulă, e poliție și dorm noaptea acolo. A, o zic că tu la ce ai dormit acolo așa? Că te-ai legat din nevasta lui Șeala. Când e 8 martie, să vă spun, cinstit, dimineața la ora 4, o soră de-a mea mi-a trimis un niște lichior și am prins-o cu mâna de pat. Să înțeleg că a vrut să-și pună capăt zilelor. Da, da, da. Nu avem pe conștiință toată viața oare. Mi-o dă și prin telefon. Dacă mă răsai să iau celeași cu lichior, ci eu acum nu mai avem treabă. Păi stai, ulea, că eu te salvez pe tine și tu pe mine mă bagi în groapă. Eu când am văzut, am închis, gata, am zis, m-a răsit cu totul. Păi să nu mă la mine, să fac eu pușcărie, să întorc la locul meu. Soțul, știi ce a spus? Puteți să mă întrebați. Soțul eu zic că vine acasă dintr-o țară, îți dau 1 milion și faci atiuși înapoi la el. Păi dar cum înseamnă treaba asta? La mine nu-i hotel. Este adevărat că aveți acum o altă iubită? Nu, nu. Că dânsa așa zice că ați părăsit-o pentru altă femeie. Nu, 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 nu. Mi-a fi păcat în fața Dumnezeu, este postul pastului. Nu pot să stau din femeie în femeie, fără de copii. Eu totuși trag speranță la tot la aia din tăi. Ea nu înțelege, de telefon din vecin, pe Isa, că s-o surat. Da. Deci... Deci sunt minciuni, că e vătat, care văd că papagal... Că da, doamnă, numai un pic, iertați-mă. Doamnă, v-a crezut fată mare, dânsul așa a zis. Un pic, dar domnul din spatele dumneavoastră, doamnă, stați că iar s-a întrerupt legătura video, nu era cumva soțul dumneavoastră, cel cu care... Domnul pe care scria New York? Da. Domnul din spatele dumneavoastră, de acolo, de la copacul înflorit, nu e soțul dumneavoastră? Da. Nu? Da. Păi și el ce zice când vede că dumneavoastră ziceți că amantul a mințit și că nu e așa cum ziceți dumneavoastră? Am ținut eu nouă bărbat, auzi, Doamne, ferește, numai minciuni zici. Mă rog, așa... A zis că n-a știut nimic despre dumneavoastră, n-a cunoscut faptul că aveți copii. V-a crezut că sunteți cumva fată mare, cred, adică la 48 de ani, omul s-a așteptat că n-ați avut nicio căsnicie, nici nu stăteați la câteva sate se poate interesa, nici eu nu l-am crezut, doamna Valentina, sunt de partea dumneavoastră. Puteți